O femeie de 26 de ani din Lugoj a fost agresată de soțul său de aceeași vârstă care se afla într-o bădită stare de bietate. Femeia a anunțat poliția care a venit la fața locului și a constatat că cele sesizate telefonic se confirmă. Persoana bătămată se afla într-o stare de panică, prezentând urme vizibile de lovire la nivelul feței. Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul poliției municipiului Lugoș, față de care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, fiindu i impusă păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de victima. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș.